Bine v-am găsit la știri, doamnelor și domnilor, rețeta electronică și-a făcut timid apariția și în județul Alba. Medicii au prescris 156 de rețete electronice, însă doar 16 pacienți și-au ridicat medicamentele de la farmacii. Deși sunt aproape 30 de farmacii în județul nostru care pot elibera medicamente în noul format, doar 6 au văzut cum arată o astfel de rețetă electronică. Introdusă încă de la începutul lunii în paralel cu cea clasică, rețeta electronică este însă scumpă la vedere. Medicii nu se înghesuie să prescrie în acest format, deși sunt stimulați cu bonusuri. Practic, la ora actuală au început testele, s-au introdus în sistem 156 de prescripții electronice, din care 147 au fost validate. Din păcate, efectiv, s-au eliberat doar 16 rețete, trei farmacii din Alba, două din Sebeș și una din Cugir. Acțiunea este în continuare, s-au exprimat un număr de 28 de farmacii disponibilitatea de a lucra în acest sistem și sperăm că în lunile și în zilele următoare numărul și prescripțiilor și a actorilor din sistem să fie mai mare. Pacientul va primi o coală albă cu seria și numărul rețetei și cu aceasta se duce la farmacie. Aici, cu ajutorul unui cititor de coduri de bare, farmacista va descifra medicația prescrisă și va emite o nouă rețetă de eliberare. Practic, certifică faptul că ceea ce a prescris medicul a fost eliberat de către farmacie. De la una dintre cele trei farmacii în Alba Iulia la care a ajuns o astfel de rețetă, am aflat cum funcționează sistemul. Deocamdată noi am avut puține rețete, doar 2-3 rețete format electronic. Sistemul merge bine, mult mai repede decât sistemul clasic și sperăm să fie de bun augur. Până în prezent, pacienții au așteptat mult mai puțin față de metoda clasică. Pacienții trebuie să știe că odată introdusă în sistem, o rețetă electronică va putea fi ridicată de la orice farmacie, chiar de la mai multe, dacă nu găsim toate medicamentele într-un singur loc. Medicii nu sunt îndreptățiți să direcționeze pacienții numai către anumite farmacii. Până la sfârșitul anului, medicii vor utiliza aplicația informatică în paralel cu eliberarea rețetelor clasice. De la 1 ianuarie 2013 însă, rețetele vor fi prescrise obligatoriu în format electronic. Malpraxisul amiabil prinde contur în noua lege a sănătății. Pacienții care au avut de suferit în urma unui act medical vor putea primi despăgubiri mai ușor, fără procese la tribunal. Imediat ce legea intră în vigoare, vor fi stabilite și limitele despăgubirilor bănești. Pacientul, victima unui malpraxis, va cere despăgubiri spitalului unde s-a produs culpa medicală. Discuțiile se vor purta între pacientul lezat, medic și compania de asigurări a acestuia. Dacă doctorul își recunoaște vina, atunci în urma negocierii se va stabili suma și pretențiile, totul într-un interval de 2 luni. Părerea cetățenilor despre malpraxis o vom afla în materialul următor. Ați fost vreodată victima malpraxis? Vi s-a întâmplat să ajungeți la spital, nu, să fiți diagnosticată greșit? Nu. Sunt foarte mulțumită de sistemul sanitar românesc. Vi s-a întâmplat să ajungeți la spital, nu, să primiți al diagnostic? Nu. Nu aveți cunoștințe care au trecut prin probleme din astea? Nu am asemenea cunoștințe. Dar ce părere aveți despre domeniul sanitar și medical de la noi din probabil oraș cel puțin? Probabil că ar putea fi mai bine organizat și mai bine înțeles de către medici și de către surori, mai ales de către cele care sunt pentru îngrijirea bolnavilor. Acolo avem probleme, acolo tot timpul se vorbește urât, se încearcă să te determine, să îi dai ceva. Deci, ar fi de făcut modificări. Modificări în comportamentul lor. Cine credeți că poate face o schimbare în această direcție? Fiecare șef de secție pe secția lui, fiecare spital. Și noi cetățenii ce am putea face? Și noi cetățenii ar fi bine să nu îi mai încurajăm. Din fericire n-am ajuns. Aveți cunoștințe care au pățit așa ceva? Nu. Dar ce părere aveți despre medicii care nu își fac datoria? Ei, întrebarea este puțin absurdă. Ca în orice domeniu și în sănătate sunt multe carențe. Dar să sperăm că va fi bine în viitor. Cred că în primul rând trebuie spus că sunt foarte mulți medici care își fac foarte bine datoria. Deci părerea mea este că ceea ce încearcă să se inducă acum, că există mai mult malpraxis decât condiție corectă de asistare medicală, este total greșit. Dar știu cazuri în care cadrele medicale s-au purtat urât cu persoanele respective. Au așteptat bani în schimbul serviciilor? Da, da. La asta mă refer. La asta și la tratamentul verbal urât. Doctorii, asistentele sau moașele răspund pentru erorile medicale produse, dar și pentru neglijența și imprudența în acordarea îngrijirilor medicale. Malpraxisul amiabil prevăzut în noua lege a sănătății ar putea să intre în vigoare la sfârșitul anului.
7 luni încep înscrierile la Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Candidații trebuie să-și pună la punct dosarul și să plătească taxa de admitere. Data limită pentru înscrierea la studiile de licență și de masterat este 26 iulie. Universitatea Alba Iuliană a organizat centrul de admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă, în sălile de curs de la parter și etajul întâi. Candidații nu vor mai fi nevoiți să ajungă la sediul central al universității, cu excepția celor care întâmpină situații speciale. Programul zilnic este între orele 9 și 15, cu excepția zilelor de sâmbătă și duminică, atunci când acesta se încheie ceva mai repede, la ora 13. Pentru înscriere, absolvenții de liceu trebuie să achite la caseria universității o taxă de admitere de 150 de lei. De asemenea, trebuie să pregătească un dosar plic care să conțină cererea tip, diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia, foaia matricolă, copie legalizată după certificatul de naștere, adeverință medicală și două fotografii tip buletin. Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia are disponibile pentru acest an universitar un număr de 1553 de locuri la nivel de licență și 764 la masterat. Lucrările de modernizare a DN1 de pe strada Alba Iulian Alexandru Ioan Cuza se efectuează în ritm alert. Se lucrează intens pe tronsonul cuprins între strada Gării și podul peste râul Lampoi, fapt pentru care proprietarii de imobile din zonă sunt obligați să-și realizeze branșamentele de apă și canalizare până la sfârșitul lunii august. Modernizarea intrării în Alba Iulia dinspre Cluj se efectuează pe o lungime de peste 2,7 km, stadiul lucrărilor fiind în grafic. Au fost efectuate parțial terasamente, fundații adâncite și suprastructură, precum și lucrări de amenajare a pistelor de bicicliști. Se lucrează totodată la sistemul pietonal, la rețeaua pluvială și la reabilitarea podului de peste râul Lampoi. În urmă cu vreo 30 de ani, pe șantierile Patriei, se fredona un cântec care zicea printre altele: hei rup, hei rup, noi cu drag muncim. Astăzi lucrurile s-au schimbat. Nu știm dacă se lucrează cu drag, dar precis se lucrează cu spor și cu folos. Exemplu elocvent este șantierul de pe strada Alexandru Ioan Cuza, unde administrația publică pregătește municipiului reședință de județ o intrare dinspre Cluj ca la carte, la standarde europene. Valoarea totală a lucrărilor este de peste 30 de miliarde de lei, din care aproape 20 de miliarde de lei provin din Fondul European de Dezvoltare Regională și sunt nerambursabili. Termenul de finalizare a proiectului este prevăzut pentru 15 mai 2013. Salariații din Alba au obținut în luna mai a acestui an un venit mediu net de aproape 1250 de lei, mai mic cu aproximativ 280 de lei comparativ cu angajații din țară. Câștiguri sub media pe județ au realizat salariații din agricultură și servicii, iar peste medie cei din industrie și construcții. Conform datelor furnizate de Direcția Regională de Statistică, salariul mediu net obținut de angajații din Alba în luna aprilie poziționează județul nostru pe locul 21 în ierarhia județelor ordonate descrescător. Efectivul de salariați înregistrat în județul nostru la sfârșitul lunii mai a fost de 76.811 persoane, în creștere față de luna anterioară cu 401 persoane, iar față de luna mai anului trecut cu 2322 de persoane. Indicele câștigului salarial real pe județ în luna mai acestui an față de luna corespunzătoare anului trecut a fost cu 100,1% mai mare. Pe sectoare de activitate, creșterea numărului de angajați s-a remarcat în special în domeniul serviciilor, urmată apoi de industrie și construcții. Salariații din Alba au câștigat și în luna mai un salariu mediu net de 1253 de lei, cu 21 de lei mai puțin decât luna anterioară. Încă 114 dascăli din Alba au devenit membri în corpul de experți în managementul educațional după cea de-a doua serie. Rezultatele au fost publicate ieri pe site-ul Ministerului Educației. Surpriza este faptul că Dorin Sandea, inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Alba, deși s-a înscris, acum nu apare pe listă. Inițial s-au înscris online într-o aplicație a Ministerului 140 de cadre didactice din Alba. Ulterior, aceștia au depus portofolii cu documentele care justifică punctajul obținut în fișa de înscriere. Inspectorul general Dorin Sandea s-a numărat printre cei admiși în etapa online, însă pe lista cu rezultatele evaluării portofoliilor depuse la concursul de selecție pentru corpul de experți, numele inspectorului general lipsește cu desăvârșire. Dintre cele 140 de cadre didactice înscrise inițial, 117 au fost admise și 23 nu au promovat. De ce nu apare numele inspectorului?
directorului Dorin Sandel a admis sau l-a respins și este însă un mister pe care nu l-am putut elucida, fiindcă acesta nu a putut fi contactat. Reamintim că începând cu anul acesta, ocuparea unui post de conducere în învățământul preuniversitar va fi condiționată de prezența în corpul experților în management educațional. Un nou dosar de contrabandă cu țigări a ajuns pe rolul Curții de Apel Alba Iulia. Este vorba de traficanții luați cu asalt de procurorii DICOT la începutul acestei luni și arestați preventiv prin decizia Tribunalului Hunedoara. La perchezițiile din 6 iulie au luat parte pe lângă procurorii DICOT Hunedoara și ofițeri de poliție judiciară din cadrul Biroului de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia. A fost destructurată atunci o grupare infracțională organizată specializată în contrabandă cu țigări introduse ilegal pe teritoriul României din Serbia, Ucraina și Republica Moldova. Tribunalul Hunedoara a admis propunerile de arestare preventivă pentru 29 de zile în cazul a 27 de inculpați, iar pentru alți 5 inculpați s-a dispus măsura obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile. Atât inculpații cât și procurorii DICOT au formulat recurs la Curtea de Apel Alba Iulia. Instanța a modificat doar temeiul pentru care s-au admis propunerile de arestare, menținând măsura arestării preventive pentru cei 27 de inculpați. În același timp, Curtea de Apel Alba Iulia a admis măsura arestării preventive pentru 29 de zile cu privire la 2 din cei 5 inculpați, pentru care Tribunalul Hunedoara a dispus doar măsura obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu. Inculpații sunt cetățeni români din județele Hunedoara, Arad, Timiș, Olt, Bihor și Suceava. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este estimat la aproximativ 2,5 milioane de lei. Moneda națională continuă să se deprecieze. Rata de schimb a urcat în cursul zilei de joi la 4,5400 de lei pe euro, un nou maxim istoric. Și cursul pentru dolar a atins un nou record de 3,7031 de lei pe dolar. Leul pierde în continuare teren în fața monedei europene. Rata de referință anunțată joi de BNR a ajuns la 4,53 de lei per euro, foarte aproape de maximul istoric de luni, iar cursul pentru dolar a ajuns până la 3,70 de lei per dolar. Cotația de joi este cu 0,23 de bani sub maximul înregistrat la începutul săptămânii. Cursul pentru dolar a crescut cu 1,89 de bani, astfel că a depășit nivelul istoric precedent de 3,68 de lei per dolar. În același timp, paritatea oficială leu franc elvețian a urcat de la 3,7663 de unități per franc la 3,7685 de lei pentru un franc. Cursul leu franc elvețian a fost luni la maximul ultimelor 10 luni de 3,7691 de lei per franc. Referințele pentru dolar și francul elvețian sunt calculate de BNR în funcție de paritatea leu-euro și ratele de schimb euro-dolar și euro-franc. Astăzi a avut loc seminarul final al proiectului Satul Transilvan, reper al identității locale. Desfășurat în perioada octombrie 2011-iulie 2012, proiectul a fost cofinanțat de Ambasada Franței în România în cadrul schemei de susținere a proiectelor din domeniul urbanismului, patrimoniului și cadrului de viață. Scopul proiectului ce a vizat localitățile Câlnic, Gârbova, Cut, Pianu, Sășcior și Șugag a fost acela de a conștientiza comunitățile și factorii de decizie asupra valorii patrimoniului construit existent ca potențial ce trebuie valorificat în beneficiul generațiilor actuale și viitoare. După un an suntem la momentul de încheiere acestui proiect care s-a derulat în 6 comune, Gârbova, Cut, Câlnic, Sășcior, Șugag și Pianu. Două zone care au și lucruri asemănătoare și diferite în ceea ce privește patrimoniul. Activitățile concrete au constat în inventarierea elementelor de patrimoniu, a documentelor și cercetărilor existente, acestea fiind prezentate și dezbătute în cadrul a mai multor întâlniri de lucru cu locuitorii și autoritățile din comunele implicate în proiect. La simpoziunul de astăzi a luat parte și Liviu Băileșteanu din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, dar și François Panui din partea Ambasadei Franței în România și Liviu Ianăș, secretarul Asociației Profesionale a Urbaniștilor. Noi ne dorim să se repete în mai multe unități administrative din țară, în special în județele în care există un potențial deosebit în ceea ce privește patrimoniul. L'ambassade est très heureuse de participer à ce projet. Ambasada este foarte fericită pentru că participă la acest proiect. Ça fait déjà plusieurs années qu'il y a une coopération avec le județ Alba. Sunt deja un bun de când avem o cooperare cu județul Alba. Mais surtout une coopération entre le județ d'Alba et le département de la Manche. Dar mai ales o cooperare existentă între județul Alba și departamentul la Manche. Qui est une des coopérations qui marche le mieux. O cooperare care este printre cooperările care funcționează cel mai bine. Et
une vraie coopération, pas seulement dans un sens, mais bien une coopération réciproque. Și o adevărată cooperare pentru că se derulează nu doar într-un singur sens, ci e câștigătoare pentru ambele părți. Vorbim despre câteva lucruri care vizează în primul rând valoarea extraordinară a acestui proiect, pentru că realizează legătura între aceste trei voleuri indispensabile urbanismului și amenajării teritoriului. Și anume legătura între priceperea profesională, plăcerea profesională de a cunoaște și expertiza de a împărtăși. Întâlnirea a fost completată de prezentarea unor lucrări despre patrimoniul cultural și satele în care tradițiile sunt conservate. Nu toți locuitorii pot să dea seama despre ce înseamnă patrimoniul cultural al comunității. Peste tot există persoane care dețin aceste informații și pe care i-am numit păstrători ai tradițiilor, oameni care cunosc povestea locului și care sunt, mă rog, depozitarii tradițiilor locale. Și am încercat să-i identificăm pe aceștia. Pe parcursul lunilor în care s-a desfășurat proiectul, au fost elaborate ghiduri de bună practică pentru conservarea patrimoniului construit, ghiduri în materie de construire și în renovare. De asemenea, în Gârbova și Pianu au fost instalate ghișee electronice de informare, cuprinzând o bază de date cu elemente de patrimoniu și de legislație în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului. Festivalul Cetăților Dacice a ajuns la cea de-a șasea ediție. Weekendul acesta, la cetatea de Baltă, evenimentul cultural-sportiv dorește să pună în valoare tradițiile moștenite de la strămoșii noștri și vestigiile dacice existente pe teritoriul județului Alba. Evenimentul se desfășoară pe parcursul a două zile la cetatea de Baltă. Povestea Festivalului Cetăților Dacice a început în anul 2006. În cadrul spectacolului, echipe de feciori din cele cinci cetăți dacice ale județului, cetatea de Baltă, Cricău, Cugir, Ighiu și Sășcior, se întrec în probe pline de culoare și umor denumite întrecerile dacice. Miza? Câștigarea dreptului de a găzdui următoarea ediție a festivalului. Ziua de sâmbătă cuprinde concerte, foc de tabără, târg de meșteri populari, proiecții de film, expoziții de arheologie, demonstrații de powerlifting ale clubului Zamolsis din Alba Iulia, parada motocicliștilor de la Apolum Bikers și Duck Motors. Programul zilei de duminică aduce întrecerile dacice, cascadorii ecvestre, lupte de gladiatori între dacii romani și spectacolul folcloric. Weekend plin pentru jandarmii din Alba. Cu un efectiv important de forțe de ordine vor fi asigurate măsurile de siguranță publică la cetatea de Baltă cu ocazia desfășurării Festivalului Cetăților Dacice, dar și pe sectorul de drum Hăpria Straja, unde va avea loc Cupa Alba Motor Challenge. Un număr mare de participanți sunt așteptați weekendul acesta atât la cetatea de Baltă cât și la Straja pentru a lua parte la festivități și concursuri. De aceea, jandarmii se vor afla la datorie. Efectivele de jandarmi vor avea misiunea de a preveni incidentele și a proteja participanții, vor aplica ferm legea dacă situația o va impune și vor asigura o intervenție rapidă pentru combaterea faptelor antisociale sau a altor acțiuni care pot afecta liniștea și ordinea publică. Reamintim cetățenilor că pot apela cu încredere în orice situație la ajutorul jandarmilor prezenți la cele două activități care se vor desfășura în spațiul public și la care se așteaptă o mare afluență a publicului și subliniem faptul că intervenția forțelor noastre poate fi de asemenea solicitată și prin apelarea numărului unic de urgențe 112. Jandarmii vor acționa pentru asigurarea unui climat optim de ordine și disciplină publică pe timpul Festivalului Cetăților Dacice din localitatea Cetatea de Baltă. Totodată, echipajele de jandarmerie vor putea fi întâlnite pe sectorul de drum dintre localitățile Hăpria și Straja, unde se va desfășura Cupa Alba Motor Challenge 2012. Crin Antonescu, care de marți este președintele interimar al țării, este pe primul loc în topul absenților în calitate de senator. Conform mai multor studii ale Institutului de Politici Publice, dar și ale site-ului Aleșii Votează, Antonescu a fost campionul absențelor încă înainte de greva parlamentară a USL. Sesiuni la rând a reușit să piardă la prezență chiar în fața lui Cătălin Voicu, senatorul arestat pentru un an de zile. În ultima sesiune parlamentară din 2011 a reușit să-și bată propria performanță și să obțină o răsunătoare prezență de 0% la voturile finale.
Conform monitorizării Institutului pentru Politici Publice, președintele interimal al României, Crin Antonescu, se află în coada clasamentului privind prezența la votul final în plenul Senatului. În perioada 2008-2010, liderul liberal și-a îmbunătățit performanțele. Monitorizarea IPP a scos la iveală că Antonescu a fost prezent doar la 1,4% din numărul ședințelor Senatului, reușind să fie mai absent chiar și decât senatorul PSD Cătălin Voicu, aflat în arest pentru un an și trei luni. Însă, recordul absolut a fost atins de președintele PNL în sesiunea septembrie-decembrie 2011. Conform aceluiași institut, Crin Antonescu a avut în această perioadă 0% prezență la votul final al proiectelor din Senat. Potrivit site-ului Aleșii Votează, din decembrie 2008 și până în iulie 2011, Crin Antonescu a fost în procent de 94% absent de la ședințele Senatului, ultimul pe lista celor prezenți. Absențele remarcabile ale liderului liberal nu au avut însă niciun efect asupra veniturilor sale de parlamentar. Conform declarației de avere, salariul său de senator este de peste 50.000 de lei anual. Rămâne de văzut dacă și în calitate de președinte va fi la fel de absent. Virusii au pus stăpânire pe România. Țara noastră se află pe locul al treilea în topul celor mai virusate calculatoare din lume, datorită utilizării excesive a internetului și a programelor piratate. În topul țărilor se află România, cu cele mai multe calculatoare infectate cu virus. Utilizatorii care și-au verificat sistemele de calcul folosind QuickScan au primit verdictul infectat. Acest lucru se datorează ratei mari de folosire a programelor piratate care nu permit actualizări de securitate sau folosirea de soluții antivirus care nu sunt suficient de inteligente pentru a elimina amenințările din sistem. Cât de atenți sunt albeolienii la acest lucru vom afla din materialul următor. Utilizați des internetul? Da, zilnic. De ce? Și vi s-a virusat vreodată calculatorul? Da, a devenit foarte lent din cauza virusului. S-a virusat calculatorul până acum? Până acum nu cred. Cum de nu vi s-a virusat? Păi utilizez un antivirus performant, zic. Vi s-a virusat vreodată calculatorul? Da, de mai multe ori. Când mai mergeau unele programe, se închideau altele programe, nu mai puteam folosi anumite programe și așa mai departe. Vi s-a virusat calculatorul până acum? Mai puțin. Folosiți un antivirus special? Da, folosesc antivirus și anti-adware și tot felul de programe de genul. Virusii conțin multiple componente care permit proprietarilor să lanseze o gamă largă de atacuri asupra softurilor instalate în calculatorul personal. Pentru a evita pierderile de informații personale sau de orice altă natură, se recomandă rularea QuickScan înainte de accesarea oricărui calculator public pentru a vă asigura că sistemul este curat. Spania va primi ajutor european pentru recapitalizarea băncilor. Banii vor fi distribuiți în 4 tranșe, iar cea mai mare parte va fi primită în luna noiembrie. Suma totală acordată va fi în jur de 115 miliarde de euro. Prima parte a banilor de 30 de miliarde de euro va fi acordată în această lună și va fi administrată de către Fondul European pentru Stabilitate Financiară, având ca scop asigurarea nevoilor urgente ale băncilor spaniole. A doua parte este estimată la 45 de miliarde de euro și va fi acordată la jumătatea lunii noiembrie. La sfârșitul anului va fi furnizată a treia tranșă, iar cea de-a patra în luna iunie 2013, ambele fiind estimate la un total de 15 miliarde de euro. O sumă de 25 de miliarde de euro va fi alocată pentru o companie de administrare a arhivelor neperformante. Folosiți adresa de Yahoo? Dacă da, atunci trebuie să știți că datele dumneavoastră personale pot fi preluate. De curând, atunci când utilizatorii vor să se logheze pe Yahoo, sunt informați că prin respectiva acțiune își dau acordul ca Yahoo să poată seta după libera sa voință module cookie în browserul utilizatorului. Acordul implicit al utilizatorului de Yahoo sună astfel. Prin autentificare sunt de acord cu faptul că Yahoo poate seta module cookie în browserul meu. Aflați mai multe despre utilizarea modulelor cookie aici. În explicațiile oferite utilizatorilor, Yahoo spune că vă puteți configura browserul pentru a accepta toate modulele cookie, a respinge aceste module sau vă informa atunci când este setat un modul cookie. Browserele diferă între ele, așadar vă rugăm să consultați meniul ajutor al browserului dumneavoastră pentru a afla cum puteți modifica preferințele privind modulele cookie. Apoi apare însă precizarea. Dacă respingeți toate modulele cookie, este posibil să nu mai puteți utiliza produsele sau serviciile Yahoo care necesită autentificare și să nu mai puteți profita pe deplin de toate ofertele. Și ca și cum nu era de ajuns, la final mai avem parte de o surpriză. În plus, față de utilizarea modulelor cookie în rețeaua noastră de site-uri web, Yahoo permite anumitor terți să seteze și să acceseze propriile lor module cookie pe computerul dumneavoastră. Utilizarea modulelor cookie de către aceste companii se supune propriilor lor politici de confidențialitate și nu politicii de confidențialitate Yahoo. Așadar, dacă folosiți adresa de Yahoo, sunteți automat obligați să vă lăsați urmăriți. Atenție însă la datele pe care le transmiteți prin intermediul e-mailului.
Un avantaj al civilizației moderne de acum 50 de ani a devenit un eveniment istoric important pentru toată mass media din lume, când s-au realizat primele imagini de televiziune transmise prin satelit. În iulie 1962, satelitul american Telstar transmitea primele imagini televizate în direct dinspre Statele Unite și Franța. Cu această ocazie s-a inaugurat epoca mondializării și a telecomunicațiilor planetare instantanee. Telstar 1, primul satelit de telecomunicații, a fost construit de compania Bell Labs. Acesta avea formă sferică și efectua o rotație în jurul Terei în 2 ore și jumătate. Putea să asigure legături transatlantice doar pentru o durată de 20 de minute, cât timp se afla deasupra Oceanului Atlantic. Muzeul Aerului și Spațiului din Washington organizează joi o serie de evenimente pentru a marca a 50-a aniversare, la care vor participa invitați de seamă, printre care ambasadorul Franței în Statele Unite, consulul general al Statelor Unite în Franța și mulți alții. Doamnelor, domnilor, știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000. Iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu știrile sportive și datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bine v-am găsit la sport! Weekendul acesta va avea loc în județul nostru un adevărat spectacol pe patru roți. Este vorba despre Alba Motor Challenge, care a ajuns la 8-a ediție. Traseul este cuprins între Hăprea și Straja pe un tronson de drum cu multe curbe care vor face deliciul publicului. Atmosfera va fi cu siguranță unică, cu roți, adrenalină, mașini frumoase și, în ultimul rând, surprize din partea organizatorilor. Competiția este foarte bine primită în județul nostru. Ajunsă la cele 8-a ediție, Alba Motor Challenge va alinia la start atât piloți amatori cât și profesioniști. Încă din 1996, de la Abrud, am început să organizăm acest gen de competiții și acum chiar mă bucur, din acest an, din 2012, vom avea în județul nostru un campionat care va fi format din 4 etape distincte, pe trasee diferite. Primul traseu va fi acesta și prima etapă a campionatului sub denumirea de Alba Motor Challenge. Organizatorii speră să adune cât mai mulți doritori la startul acestei competiții, pe care au transformat-o într-un campionat de raliu, iar sâmbătă va avea loc prima etapă. Pe primul loc, în desfășurarea optimă a întrecerii, va fi siguranța. Astfel, în jurul orei 9 va fi închisă circulația pe acel tronson, iar cei care întârzie vor fi preluați de un microbus pus la dispoziție de organizatori pentru a ajunge în locurile dorite. Am văzut că sunt foarte mulți iubitori ai sportului cu motor și de aceea, prin acest gen de competiție, punem la dispoziție iubitorilor acestui sport să se desfășoare în condiții de siguranță deplină și să se dezvolte, astfel încât în viitor pot concura în campionatele naționale de viteză în coastă sau de raliuri. Sâmbătă seara va avea loc festivitatea de premiere și conferințele de presă ale câștigătorilor. Pe locuri, fiți gata, start! După ce săptămâna aceasta Alin Hancă și-a declarat că nu mai poate pregăti echipa Europa Alba Iulia, oficialii s-au mișcat repede și au găsit tehnician pentru echipă. Nu au avut mult de căutat, deoarece noul antrenor al echipei vine din curtea proprie și este jucătorul Radu Andone. Aiudeanul va pregăti echipa în Liga 3, dacă va fi nevoie, va intra și pe teren alături de elevii săi. Radu Andone a fost numit oficial în funcția de antrenor al echipei Europa Alba Iulia. Aiudeanul are licența A de antrenor și, cum am declarat în trecut, nu este o provocare nouă pentru el, fiind antrenor și la Metalul Aiud. Jucătorii vor intra din 16 iulie în cantonament la baza sportivă din Drâmbar, unde de-a lungul pregătirii vor susține 6 amicale, iar primul va avea loc pe 24 iulie, nefiind cunoscute numele echipelor împotriva cărora vor evolua. Tot la Drâmbar vor disputa și meciurile de pe teren propriu, stadion care va fi îmbunătățit atât pentru jucători cât și pentru suporteri. Astfel, susținătorii echipei vor avea surpriza de a vedea cât mai curând la baza sportivă circa 200 de locuri pe scaune. Niciun jucător nu a venit la echipă și nimeni nu a plecat, Europa încercând ca în sezonul viitor să se bazeze pe tineri până în 21 de ani. Obiectivul echipei a fost trasat și este următorul, locurile 20 în primul sezon de Liga 3-a.
Mai sunt 3 zile până să aflăm dacă Unirea va juca în campionatul Ligii a doua. Atunci este data limită pentru înscrierea echipelor din Liga a doua în sezonul următor. Dacă la Unirea sunt probleme extraordinar de mari, nici alte echipe de tradiție nu sunt ferite de astfel de dificultăți. Numai puțin de 9 echipe din Liga a doua sunt la un pas de a se retrage din fotbal din cauza situațiilor financiare. FC Maramureș, FC Bacău, Dunărea Galați, Poli Timișoara, Rapid, Suceava, Farul și Unirea Alba Iulia sunt pe punctul de a spune adio fotbalului românesc. Aceste echipe pot avea soarta lui Aros Latina, club recent desființat din cauza problemelor mari pe care le avea. Nici FC Brăila și Calatis nu mai au mult de trăit după ce au fost părăsite de majoritatea jucătorilor importanți. Dacă echipele nu vor fi înscrise în campionat, nu vor fi promovate cele retrogradate în Liga a treia și campionatul va începe cu numărul echipelor înscrise până atunci. Oricum, sistemul va fi schimbat începând de sezonul viitor, când vor fi doar 14 echipe în Liga a doua în loc de 16, iar pentru a promova se vor organiza baraje de promovare. Astfel, Unirea nu este singura echipă care poate părăsi fotbalul mare. Acestea au fost știrile din sport, rămâneți în continuare alături de Alba TV. Bun găsit la o nouă rubrică Meteo. Am avut parte și astăzi de vreme călduroasă în majoritatea regiunilor. Cerul este variabil cu unele înorări în cea de-a doua parte a zilei și la începutul nopții, când vor fi posibile averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului pe arii restrânse, în special în zonele montane. Temperaturile maxime sunt cuprinse în general între 28 și 35 de grade, iar cele minime între 13 și 24 de grade. Dar să vedem cât reușește să coboare mercurul din termometre în această seară. Avem 26 de grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 25 de grade la Aiud, 24 de grade la Blaj și 20 de grade Celsius. Vor înregistra termometrele la Câmpeni. Valorile nocturne în ușoară scădere se vor situa în jurul a 18 grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 17 grade la Aiud și Blaj și 15 grade Celsius se vor înregistra la Câmpeni. Meteorologia anunță vreme călduroasă și pentru ziua de sâmbătă. Cerul va fi variabil și vor fi posibile averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului după amiaza pe arii restrânse în zona de munte. În rest, astfel de fenomene vor fi posibile doar cu totul izolat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 și 37 de grade, iar cele minime, în general, între 14 și 24 de grade Celsius. Așadar, aproximăm valorile zilei de mâine, oscilând în jurul a 35 de grade la Alba Iulia, Aiud și Blaj, vor fi 36 de grade la Sebeș și 32 de grade Celsius vor înregistra termometrele la Câmpeni. Căldura persistă și duminică, cu toate că cerul va fi variabil, cu unele înorări și vor fi posibile averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului ce pot lua aspect de vijelie, mai ales seara și noaptea. Vor fi condiții de grindină, temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 28 și 38 de grade, iar cele minime se vor încadra între 13 și 24 de grade. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile meteorologice din această seară. Vă doresc să aveți parte de un weekend cât se poate de plăcut. La revedere!